Salut și bine te-am găsit la un nou episod din The Long Drive. Ei bine, jocul a primit un update, dar nu la versiunea finală, ci la versiunea beta, ce va urma oarecum. Putem să ne jucăm pe aici. Un mare update s-a făcut la drumuri, în schimb. Se generează totul mult mai diferit. Bine, momentan ce vedeți voi e destul de drept totul, dar este mult mai diferit. Acum diferă de la hartă la hartă, putem coborâ munți și urca, evident. Și s-au băgat în deșert anumite peșteri, cred. Încă nu am fost la una, uite acolo ceva de genul, doar că nu știu dacă avem noi una mai aproape. Și putem să ne plimbăm, observați cum este drumul acum, este mult mai șerpuit, coboară mai mult, urcă mai mult. Iar haideți să dăm noi o fugă repede la acele peșteri să vedem exact care este treaba. Și apropo, în caz de vă plictisiți prin casă și nu aveți ce face, aveți vreo 2-3 joculețe de browser în descriere. E o promovare, bineînțeles. Dacă vreți să aruncați un ochi pe acolo, v-aș mulțumi enorm, enorm de mult. Ce treaba aia de acolo? Ok, o piatră. Putem noi să scoatem munții, să nu ne mai încurce, plus că arată destul de groaznic. Și observați în depărtare ce frumos se vede acum totul. Zici că mergem undeva pe la munte. Ok, nu asta voiam eu să dau de aia. Sunt niște pietre mai mari și îmi dă impresia că ar fi niște peșteri așa în ele. Doar că mult mai mare, am trecut pe lângă ele pe altă hartă și cred că ar fi recomandat să schimbăm noi harta, să luăm ceva mai interesant. Ai o fântână acolo? Sau este o piatră? Exact deasupra plafonului. Exact despre chestia asta vorbeam. Am dat să generez mai multe hărți până am nimerit una destul de interesantă. Observați cum vine, cât coboară de aici, de la casa de început. Iar o... Ce se întâmplă? Zici că e mai mult o bombă, nu avion. O chestie destul de tare, avem noi aici road buildings, iar ce observați voi aici că tot urcă sunt clădirile de pe hartă. Cred că aici observăm câți metri avem noi încărcați sau nu cred că... X100, ok. Și până la 50.000 și în distanța asta câte case s-au încărcat până acum. Deci putem oarecum calcula în câți metri vom da de o casă sau câte case sunt în acea distanță. Haideți să mergem, avem o clădire noi, e undeva acolo, cum e cea de vamă sau ceva similar. Doar că în ea nu vom găsi, cred că nu vom găsi loot prea bun, niciodată nu am găsit loot bun în acea clădire. Dar vom merge să vedem ce vom găsi. Singurul minus la drumurile astea atât de mai complicate, să zic, ar fi pentru că, observați cum a sărit mașina. Au făcut băieții ăștia drumurile așa, dar nu s-au gândit la o chestie, pentru că îmbinările sunt foarte drepte. Aș putea spune, nu sunt curbate, nu știu exact termenul potrivit, dar observați și voi, când e să urc sau să cobor, vine, nu mă așteptam să vină piatra aia acolo. Și da, chestia asta mai e o problemă, dacă ai obiecte în mașină și te izbești de ceva, este cam greu să-ți meargă jocul normal. Poate dăm de o coborâre așa mai abruptă, să vedeți la ce mă refer. Și altă chestie destul de interesantă, am observat-o, dacă te lovești de ceva la o viteză destul de mare, mașina ți se va descompune. Ia să încerc eu să mă lovesc aici, dar să trec pe scaunul șoferului. Exact ce ziceam, mașina, ei bine, se descompune acum dacă faci un accident, ne-a căzut motorul. Ok, asta nu mă așteptam. Nu mă așteptam să pice tot motorul, nu pot intra în cameră, gata. Haideți să asamblăm mașina înapoi. Ne-a căzut motorul pe jos. Stai așa, pot să iau mașina cu totul? F-paș, ia. Ok, am scos-o cu totul. Am scos-o cu totul. Super tare. Haideți să montăm ușile înapoi. Sau cred că nu aș mai pune nici uși, nici nimic, să fie mașina mult mai ușoară, să merge mult mai rapid. Chiar nu prea avem noi nevoie de astea. O facem cât mai ușoară. Pot scoate scaunele? Din păcate nu putem scoate scaunele. Haideți să... Nu, am nevoie și de jantă ca să merg. Mulțumesc frumos. Atât.
Îi voi da bările jos, îi voi da absolut tot jos. Pot să-i scot stopurile? Nu, în schimb farurile pot. Și haide să-i punem noi motorul la înpoi, deși cred că aș putea să-mi dau drum. Haide să încercăm totuși. Îl punem în portbagaj. Sau ce-a mai rămas din portbagaj. Așa. Și încerc eu să-mi dau drumul la vale. Stai și cu mine. Stai și cu mine. Gata. Mergem eco-friendly. Frumos. Ne-a căzut și farul. Ne-a căzut și am văzut bordul de pe acolo. Deci nu prea putem să vedem cât avem, dar hei, partea bună, avem radio. Haide să lăsăm aici. Și din câte am văzut acum, puteți asculta radio. Puteți asculta radio chiar dacă nu este conectat în mașină. Cât de tare e chestia asta. Cred că am 60-70 la oră pe puțin cu motorul în spate. Adică este ceva. Și sunt curios acum cât vom și urca cu viteza asta. Ia câte s-au generat până acum 400 de clădiri. Avem clădiri în deșert 18. Doar că acum nu dau eu seama exact la ce se referă aceste clădiri. A, uite acolo o vamă, cum ar fi? Bine, așa zic eu, nu știu, seamănă trecere de vamă. Mai e ceva acolo foarte departe. Am putea să luăm prin deșert să vedem. Mamă, încă urcă. Avem motorul în spate și uitați-vă de când urcăm. Și încă se ține bine mașina. Haideți să montăm motorul și să mergem normal noi, cum ar trebui pe aici. Nu știu dacă v-am zis la începutul clipului, îmi pare rău că nu m-am mai postat, m-am simțit groaznic. Încă nu mă simt extrem. Bă, vrei să zici că mașina asta derapa pe aici? Ia. Bun. Ia uite-o! Pe sport! Ok. M-am simțit foarte groaznic. Cred că din cauza... Dacă țineți voi minte, eram live și tot postam acum 10 zile. Ei bine, eu perioada aceea stăteam între 20 și 30 de ore treaz, nu glumesc. Nu e nicio caterincă, stăteam între 20 și 30 de ore treaz. Iar când mă puneam să dorm, aveam parte undeva la 3 ore de somn. Pentru că mă trezeam, mă simțeam oarecum fresh după alea 3 ore. Deși știam că nu e bine și trebuie să dorm mai mult. Dar mă axasem foarte mult pe filmat, pe live-uri, ce mai făceam eu atunci. Și cred că am ținut-o așa, cei drept vreo săptămână. Eram omul robot, nici eu nu știu cum am putut să rezist fără somn atâta timp. Și efectiv stăteam minim 20 de ore treaz, minim. Și cred că de asta acum mă simt așa foarte obosit, foarte extenuat, dar am început să dorm mai mult. Ieri cât nu am postat, am încercat să dorm pe cât de mult posibil, am încercat, deci nu a fost că nu am vrut eu să postez, ci doar că nu mă simțeam în stare de a filma, iar eu dacă nu am stare necesară pentru a filma, decât să fiu oarecum în fața voastră, oarecum, pentru că acum nu am facecam, mă dor ochii din cauza luminii, să fiu așa trist, pot să omorât, fără stare, mai bine nu postez nimic. Mai bine nu postez nimic decât să nu mă simt eu pregătit, să zic așa. Ia să vedem ce avem noi aici. Opa, am găsit, cred că nouă ne-au sărit chestiile astea. Ce sunt astea? Ăsta e un board, haideți să-l montăm. Avem nevoie de bord la mașină. Era frumos dacă puteai să scoți absolut tot din mașină. Nu cred că e bordul mașinii, nu? Ba da, e bordul mașinii, vine la fix. Era frumos dacă puteai să-i scoți tot. Grile, aripi, absolut tot să scoți din ea. Cred că era super tare și să o modifici efectiv cum dorești tu. Ar fi un next level pentru jocul ăsta, să poți să-ți modifici mașina, să găsești niște părți aftermarket, evacuare, poate un motor, să fie pe anumite grade, nu știu, legendar, rar, înțelegeți ideea. Cred că atunci jocul ăsta ar deveni mult mai fun să tot lutezi, să cauți, pentru că ți-ai crea o mașină a ta, diferită și cum ai vrea tu. Nu știu, să poți scoate absolut tot, scaune, volan, să găsești volan sport. Wow, ar fi chiar next level pentru jocul ăsta. Am terminat oarecum, între ghilimele, am terminat de upgradat mașina într-un joc, Under the Sand se numeam.
Dacă doriți să vedeți clipurile pe canalul meu, le găsiți. Era un joc similar cu acesta, unde puteam să-mi upgradez motorul și puteai să-ți cumperi și niște upgrade-uri pe mașini. Bine, probabil s-au inspirat din jocul ăsta și l-au făcut ei mai acana să aibă ceva diferit. Dar ideea era super ok. Mă uitam acolo să văd la benzinării acest. Ideea era super ok, doar că nu am mai primit jocul niciun update și oarecum mă întristează jocurile astea ce au potențial, dar nu mai primesc update-uri. Avem destule exemple și am și eu destule exemple pe care le-am filmat. Jocurile păreau super ok, doar că nu am mai primit niciun update și s-au dus. Că nu aveai content să te joci. Haideți să vedem ce găsim după chestia asta sau nu. Hai să dăm mai bine o fugă. Da, mă, astea sunt pietrele alea de 10 ani, dar de la depărtare se vedeau ca niște mici peșteri. Hai să dăm o fugă așa prin deșert, să vedem ce găsim. Sunt curios dacă mă depărtez foarte mult de drum, dacă găsesc clădiri. Ai o piatră sau o clădire? Mai avem o chestie deasupra la plafon. Dacă observați voi, nu-mi dau seama dacă e tot un vas de ăsta. Mamă, dar ce viteză am! Mie să nu intru în cactus, nu pot să scot cactusii. Ok, uite, am putut să scoatem cactusii ca să nu... Să nu pierdem pe aici. Peste 160 avem. Deci avem peste 160. Nu știu exact cât, că atât merge treaba asta. Și în kilometri. Dacă era în mile, chiar mă speriam. Oricum, pare că are destul de mare viteza mașina. Avem noi aici o casă sau o benzinărie. O benzinărie în mijlocul deșertului. Wow, dar câte chestii are. Fii atent câte chestii are. Haide, frânează. Gata. Ups, am uitat. Uitasem frâna de mână și nu puteam să fac nimic. Tragem și noi aici frumos. Hop, gata. Hai să vedem ce găsim. Avem, mamă, toate chestiile sunt full pe aici. Cât de ruginită e săraca, nu are nici radiator, nici roți, nici nimic. Avem o lanternă. Ce sunt astea? Nu erau... A, binoclu, am zis. De aici păreau niște sticluțe cu ceva alcool. Dar... Mamă, ce... Fuel tank empty. Nimic nu are mașina asta, absolut nimic. Mai avem acolo niște bărcuțe, niște... Am binoclu. Stați puțin, hai să ne uităm să vedem ce e aia din depărtare. Dă-l încoace. F pickup. Ăla. Și... BOOM! Încă o bărcuță. Ce mai avem? Avem acolo o vamă, un turnuleț. Bărcuța aia parcă arată diferit față de astea alte, nu? Zic că e Titanic. Stai așa, hai să comparăm. Îmi pare că arată super diferit. Unde-i? Asta arată așa. Ce mai avem? Mai avem acolo o vamă. Asta arată așa. Dar parcă aia arăta ciudat, nu? Zici că e un vapor așa mai diferit. Uite-l pe ăsta cum arată. Și uite-l pe ăla cum arată. Și are și un stâlp mare pe el. Trebuie să ajungem acolo. Haide să ajungem acolo. Să vedem ce exact. Sunt foarte curios. Arată diferit și nu am mai văzut până acum. Poate au băgat ăștia ceva nou. Poate ceva ce nu găsești pe drum și trebuie să explorezi deșertul pentru a găsi. Deci oarecum după aia acolo. Haideți. După vreo 10 minute de plimbat prin deșert aiurea, pentru că pur și simplu m-am plimbat pe aici și nu o mai găseam. Mă pierdusem groaznic de tot, trebuia să venem din partea aia, am trecut pe lângă, a trebuit să măresc camera și aparent ce am văzut noi de la depărtare, vapor sau ce vedeam, era din cauza că asfaltul care era generat este mult mai mare decât se vede aici, este pe dedesubt, iar partea asta se vedea ca și cabină sau ceva de sus, iar acela, înțelegeți ideea, ideea e că e o clădire. Nu știu dacă pot să scot eu pământul. Ok, se observă, are exact forma aceea de am văzut-o noi. Acum cred că o să cad la infinit. Da, am rezolvat și problema asta. Deci era o casă până la urmă, nu era un vapor nou adăugat. Mi-am luat țeapă. Da, n-a spune așa. Dar noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată în seara aceasta, live stream la 10 seara,
10:30, vă aștept, ne jucăm jocuri horror și pe data viitoare. Pa, pam!